de Crăciun și mai bune. Acesta este îndemnul pe care elevii clasei pregătitoare și claselor 1-4 ne transmit. Cât de frumos se vede sărbătoarea Crăciunului prin ochii copiilor. Cu glasurile angelice, grupul Cantissimo, coordonat de doamna profesor Vasilache Claudia, ne va oferi un colaj ce ne va ajuta să vedem Crăciunul cu iubire, căldură și cu dragoste față de cei apropiați sufletelor noastre. E un moment frumos. Ceea ce veți vedea pe scenă în următoarele momente, cu siguranță, o să vă umple sufletele, pentru că cei care vor veni pe scenă, de fapt, vor reprezenta generația viitoare. Cei care vor duce mai departe, atât numele Colegiului Național George Apostu, cât și numele nostru de români, de artiști, de oameni care muncim pentru a ajunge cineva în viață. Știu că de fiecare dată s-a apelat la ajutorul dumneavoastră și sunt convins că și anul acesta veți participa cu o mică donație pentru ca liceul de artă, pentru ca acest colegiu atât de frumos, să-și poată achiziționa instrumente pe care artiștii noștri viitori să le poată utiliza. Pe momentele următoare, doamnelor și domnilor, Cantissimo! Oh,
aplauz că urmă mici artiști, felicitări, meritați aplauze din plin. Bravo! Felicitări, doamna profesoară! E absolut natural că să lucrez cu copiii. Întotdeauna spun că trebuie să ai o răbdare de fier. Pentru că fiecare vine cu pretențiile lui, fiecare are modul lui de a vedea lucrurile și atunci trebuie să știi să fii talentat, astfel încât să expui situația la înșoaptele încât nimeni să nu plece plângând la mama acasă și să spună: doamna profesoară, nu mi-a dat să plâng nu știu ce.